Nimeni nu se compară însă cu Darius Vâlcov când prinde o zi bună. Bă, când îi vine viziunea, s-a terminat. E Messi al delirului, Michael Jordan al salturilor afară din realitate. Omul este condamnat în primă instanță la 8 ani de pușcărie. Te-ai aștepta să nu poată să treacă de paza de la televiziunea publică? Serios, eu dacă merg acum la TVR și zic la poartă, știți, sunt pătrarul, am făcut emisiune 3 ani zi de zi aici, nu mă lasă aia să intru. E un jandarm acolo care zice, mărș mă, hai întoarce și cără-te. Ei bine, când vine Vâlcov, o, domnule condamnat în primă instanță la 8 ani, poftiți, cum să nu, vă băgăm imediat pe post. Cum? Ce ar putea să spună telespectatorii televiziunii publice despre asta? Dar mai dă-i morților de telespectatori, domnule condamnat la 8 ani de pârnaie în primă instanță pentru corupție. Ce pentru telespectatori suntem noi aici? Suntem aici pentru putere? Că puterea ne dă bani, dă-i încolo de telespectatori. Că așa zice șefa TVR, dar nu pare să deranjeze pe nimeni treaba asta. TVR-ul va avea cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată. TVR-ul n-a mai avut niciodată așa ceva. Nu, dar vreau să spun ca idee. Da, știu. Puteau să nu ne dea. Și apoi, până să-i vină motivarea sentinței, apoi decizia finală de la apel, ce să facă și Vâlcov? Conduce țara. Da, mă, îți mai umpli timpul. Decât să stea acasă, să se plictisească, nu e. Face pe dădaca financiară la guvern. I-a dat o livache pe aia mică, pe Vio, să aibă grijă de ea, da? Babysitter pe finanțe. Altfel, omul are încredere mare în justiție. Eu deocamdată sunt în plin proces. Chiar pe mine am un termen, mă voi prezenta și îmi voi demonstra până la urmă vinovăția sau nevinovăția. Asta este. Oameni buni, pentru o sumă consistentă, Darius demonstrează ce doriți. Că e vinovat, că e nevinovat, că a furat, că a violat, orice. Contează doar ca suma să fie consistentă, să fie cash și să-i fie livrată într-un cimitir mai retras pe aleea șpăgarilor, bineînțeles la adăpostul Întunericului. Cum să spui, mă, că-ți dovedești vinovăția, nevinovăția? Na, ce-o fi? Vedem la fața locului? Ne mai gândim, mai negociem, ne mai consultăm? Că dacă zice Nea Livache să-mi dovedești vinovăția, o demonstrez, dă-o, dracu. Și după aia vine amnistia, hop, și așa, paranghelie mare facem. Dumnezeule, ce individ sinistru. Și omul își duce mai departe politicile, da. Îi șoptește sub freză Viorică, ce trebuie făcut, da, sub streașină. Cum are ea acoperișul ăla dat cu fixativ pe cap. Darius o ține mai departe cu schimbarea lui Isărescu. A depășit pe papa, a depășit pe cine mai vreți dumneavoastră. Trebuie totuși la un moment dat să fim, să ne recunoaștem limitele și să lăsăm și pe alții mai tineri să ducă, aveți să ducă mai profil departe. Vedeți? Asta e drama noastră de ani buni. Ar trebui într-adevăr să-i schimbăm pe unii, dar nu poți să-l lași pe Vâlcov să facă așa ceva. Că vedeți, așa ajungi să susții toate tâmpeniile. E ca la vot. Bă, nu-mi place de nimeni, dar decât să fie ăștia hoții ăștia, mai bine îi aleg pe ceilalți. O imbecilitate. N-avem cum să ieșim din rahat dacă tot îi alegem pe unii, nu pentru că ar fi buni, ci pentru că nu-i mai vrem pe ăia care-s mult mai răi. Vâlcov e o interperie, ca să înțeleagă și Veo ce zic. E cataclism, e urgie, stihie, nor de lăcuste, e buba neagră. E ăsta vorbește poporului de la televiziunea publică. Vestea bună, fraților, e că mai jos de atât nu prea mai avem unde să picăm. Apocalipsa se apropie!